să-l mai lăudăm și noi pe Stanciu. Avem pe Ana Maria Prodan la telefon. Ana, să rămână! Vă pup, să rămână! Băi, Ana! Măi, Ana, mă! Ce-i faci, mă, lui băiatul ăla, băi, lui Stanciu ăla? Că n-ai... De-i joacă de zici care 20 de ani, pe cuvântul meu de onoare. Să știi, să știi și crede-mă că el chiar merită statuie. Deci e rar, rar se naște așa ceva. Rar se naște așa ceva. Și mie îmi place, crede-mă, mă uit la băiatul ăsta, băi, e ca vinul, cu cât trec ani joacă din ce în ce mai bine. Da, chiar, uite, chiar stăteam așa cu bebe, cu băiatul meu, ne uitam la meci. Și când a pus mingea așa la să șuteze, am spus, vezi, mami, uite-te atent că ăsta este gol. Deci serios vorbești acum cu Andora? Da, da, da. Deci aha, atât de bine știut, după cum se uită, după, deci jur, este ceva unic copilul ăsta. Da, dar care, Ana, că tu ai stat lângă el de la bun început, asta știm cu toții, ai avut grijă de el, l-ai menegeriat, i-ai dat sfaturi de viață, că știm cum te ocupi tu de jucătorii tăi. Spune-mi un lucru, te rog. Care secretele? Ce e cu băiatul ăsta de joacă așa de bine? Că are, sigur, ce, care secretele lui Stanciu? După... Secretul lui Stanciu este profesionalism. Viața extrasportivă absolut perfectă. Familist convins că nu există al doilea. Au mai fost câțiva în istoria fotbalului, toți dintre jucătorii mei, unul este Pintilii, celălalt este Borceanu, da? Dar Pitnicul, da, cum îi spunem noi, este unic. Deci cum îi spuneți, cum îl alintați pe Stanciu? Pitnicul. Pitnicul? Pitnicul sau Nico. Am înțeles, deci Pitnicul, am înțeles. Asta nu știam, deci e Pitnicul. Asta îi spuneau toți și la Steaua, că el a fost micuț de înălțime și era Pitnicul Pitnicul atomic, că așa joacă. Pitnicul atomic, da. Păi și lui el tot spuneau la diminune. El vine din altă galaxie, siguranță, e nepământean. Bun, deci e un tip... Uite, dăm și mie un exemplu de profesionalist care te-a lăsat cu gura căscată în anii ăștia. De Stanciu, nu există zi și n-a existat zi de când s-a apucat de fotbal ca el să nu se antreneze. N-a existat când a plecat în vacanțe cu colegii lui de la Steaua, a plecat în vacanțe peste tot ca el să nu se trezească dimineața la prima oră să-și facă antrenament. Adică stai în concediu, el la 7 face antrenament? Nu a existat zi fără ca el să facă antrenament. Păi cum, în vacanță? Nu există. El nu are vacanță. La el este un stil de viață și așa l-a avut dintotdeauna. Hai mă, Ana, tu îmi spui că Maldive, omul la 7 dimineața își făcea antrenamentul? Bineînțeles. Bineînțeles. Deci nu există. Păi, nu știu dacă cineva poate să creadă. Dar uitându-te la Ronaldo și ascultând când vorbește și spune că el nu mănâncă asta, nu face asta, că el va avea timp după ce se lasă de fotbal să le facă pe toate, exact așa este Stanciu. Un om care trăiește pentru fotbal și familia lui. E, din punctul ăsta de vedere al profesionalismului, Ronaldo este exemplul cel mai mare pentru Stanciu? Da, probabil că da, pentru că este exemplu pentru toți atleticii, pentru toți sportivii Ronaldo, nu? Uh-huh. Sau așa ar trebui să fie, dar programul lui Stanciu, puțină lume știe că el merge la antrenament, vine și ajută familia, se joacă cu copiii lui, își ajută soția, se duce iar la antrenament, chiar dacă nu are două pe zi, al doilea și îl face el singur. Asta este toată viața lui Stanciu. Stanciu a trăit pentru familia lui și a ajutat părinții și fratele și sora și îi ajută pe toți și trăiește pentru toți. Am înțeles. Da, deci efectiv e și un om bun, nu? Este minunat, nu bun. Este ceva pâinea lui Dumnezeu pe pământ. Uh-huh. Și cu toate astea ai văzut cât e de timid și de modest așa ca om. Bun simț. De un bun simț e și din comun. Și chiar zilele trecute mi-a trimis o fotografie și am zâmbit cu fratele lui, mic, mic, mic de tot. Nu știu, cred că avea 5 ani. Și mi-a trimis fotografia asta și mi-a zis să știi că și el este un fotbalist la fel de bun ca și mine.